de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, nemțeni, pietreni, nemțeni, români, răbdători. Români care ați învățat în ultimii 30-31 de ani că, de fapt, comunismul nu a dispărut. Comunismul există. Ați învățat că el, de fapt, a trecut la un nivel superior de exprimare. Și lucrul acesta îl vedem peste tot în jurul nostru. Diferența e că acum ies la iveală toate lucrurile urâte care erau acoperite și pe vremea aceea, dar nu chiar ca acum. Și o să ne explicăm imediat cu toate lucrurile câteva subiecte astăzi, dar vom începe cu unul care, să vă spun eu, arată exact nivelul la care suntem în acest moment protejați ca persoane. Am vorbit de un milion de ori despre modul în care se întâmplă lucruri vis-a-vis de protecția oamenilor în Piatra Neamț. Modul în care se intervine pentru care se intervine să fim protejați. Nu știu dacă e cazul să mai amintim toate evenimentele din trecut, dar vă spunem ce s-a întâmplat ieri. Un incident banal care se întâmplă, dacă nu sunt zile când se întâmplă de 2-3 ori, dar hai să spunem la 2 zile ca o medie așa, a fost din nou un scandal în piața centrală a orașului. Un scandal, te rog, nu da încă fotografiile, pentru că vreau să le și explicăm. Un scandal în piața orașului, unde a intervenit și poliția. La un moment dat erau vreo 8 sau 9, că veniseră și localii, veniseră și cei de la poliția municipiului, că s-a dat o alertă pe 112. Te rog să dai una din poze, prima din poze cu grupul acela de oameni onorabili. Aici vedeți niște cetățeni onorabili ai municipiului Piatra Neamț, probabil Anexa Văleni. Unul dintre ei se numește Bozu, alții se numesc Ghiocel. Sunt câțiva cetățeni, o vedeți acolo, într-un grup foarte bine organizat pentru păstrarea uzanțelor bunului simț în zonă. Acești cetățeni onorabili, poți să dai și cealaltă fotografie cu cetățenii onorabili, care sunt plătitori de taxe și impozite, dacă nu direct, măcar prin amenzi neachitate, la bugetul local. Deci, acești cetățeni, o parte dintre ei erau într-un bar de la parterul unei clădiri din piața municipiului Piatra Neamț, piața centrală, obiectiv protejat aproape tot timpul cu o patrulă de poliție locală. Ei bine, vedeți acolo un cetățean cu un tricou Love 99 sau 69, nu știm exact ce spune. Deci acești cetățeni erau la intrarea unui bar și obturau intrarea în bar. Un alt cetățean care vinde ceva în piață în fiecare zi s-a dus spre barul respectiv, probabil să-și ia o bere. Era cald. Când să intre înăuntru, n-a putut de cetățenii onorabili care probabil așteptau limonada să le fie servită de către barman. Din îmbrânceala respectivă a rezultat că cetățenii onorabili, știindu-se nevinovați, au început să își etaleze vocabularul elevat pe care îl cunoaștem de fapt aici cu toți în zonă. Deci el vorbea într-un mod elevat despre organe genitale ale mamei celuilalt, ale morților celuilalt, despre
alte asemenea lucruri și din întâmplare unul dintre ei a spart o sticlă, știți cum vedeți în filme, dai cu sticla pe margine și a început să o agite. A luat un scaun și a început să-l agite. Asta la vedere, nu înăuntru, la vedere, în afară. Toată lumea a văzut, cel puțin 60-70 de persoane au văzut lucrul ăsta. A venit și poliția, te rog să-mi dai și cadru cu poliția locală, dacă se poate. Poliția locală a venit, adusă de domnul Bozu, care între timp spunea că el n-are niciun fel de problemă. El a fost așa, un fel de asistent pasiv. Observați modul alert în care poliția locală sosește și entuziasmul pentru încheierea acestui scandal. Ce s-a întâmplat acolo în perioada cât a fost poliția locală? Dânsul este cel care a fost, ca să spunem așa, omul care s-a îmbrâncit cu cei trei onorabili cetățeni, el fiind un cetățean, nu știm dacă onorabil, dar oricum este de ani de zile în zonă și nu prea l-am auzit să facă scandal. Bun, revenim. Au venit polițiștii, au venit și polițiștii de la municipiu pentru că au fost alertați prin 112 și s-a făcut o cercetare probabil la fața locului, după care la poliție. În timpul cercetării la fața locului, un tânăr, acela cu tricou cu cifre pe el și cu iubirea etalată, a început să strige la polițiștii locali. Recunoaște. El a rugat, puneți mască. Da, și eu nu port mască. Până la urmă și-a dat seama că este un cetățean onorabil și cineva i-a dat o mască și și-a pus-o. Ce ieșea de sub mască e o altă poveste, nu se poate reproduce pe un post de televiziune, fie și acesta din zona pieței. Trecem peste toate astea, am spus, au văzut cel puțin 50-60 de oameni toate lucrurile astea, unii au și filmat, alții au și fotografiat. Lucrurile au mers mai departe și la poliție s-au făcut probabil cercetări și s-au încheiat și niște procese verbale. Te rog să mi-l dai înapoi pe cetățeanul cu măturile. Deci, cetățeanul cu măturile este amendat cu 500 de lei pentru, probabil, legea 61, nu mă pricep, articolul 3, mă rog, nici nu discutăm despre ce. Deci, 500 de lei, cu posibilitatea ca în 15 zile să achite 100 de lei, pentru că, aflându-se în fața barului Phoenix, situat pe strada Baltagului, a provocat scandal prin aceea că l-a împins pe numitul Bozu Benoni, după care a avut un conflict cu numiții Bozu Behoni, Fabian și Ungureanu Ghiocel, pe care l-a lovit. Deci, acest cetățean, practic, este un fel de terminator al pieței centrale, reușind să distrugă într-un fel onorabilitatea a trei cetățeni, cum v-am spus, extrem de cunoscuți. Unul dintre ei spunea așa, polițistul spunea, ai buletin? Și el îi răspundea polițistul, nu, că mă cunoaște celălalt polițist, mă știe, eu n-am treabă. Bă, da, ai buletin? Nu, că mă știe. Celălalt scoate un carnețel și îl întreabă, bă, tu ți-ai făcut buletin? Da, șeful, l-am pe acasă, nu-i problemă. Deci, doi dintre cetățenii onorabili, care, repetăm, au participat nu activ, ci proactiv la acest scandal, au primit avertismente. Probabil cel cu sticla spartă a luat și el o amendă. Aceasta este o poveste care se întâmplă aproape zi cu zi, zi de zi, într-o zonă centrală a orașului, în care vin foarte mulți oameni, mulți dintre ei în vârstă,
și care, după orele 13, este efectiv arestată de acești cetățeni onorabili, care înjură, mai împrumută câte un lucru de la cineva, fac scandal, vin în grup neorganizat, ca să nu încalce legea, dar în grup, 5, 6, 8 persoane, și lucrurile merg înainte pentru că, nu-i așa, legea nu permite mai mult. În definitiv, dacă i-ar fi tăiat gâtul cu sticla, atunci puteam acționa împotriva lui, pentru că, nu-i așa, e o diferență între a sparge și a amenința și tu ar trebui să stai, să nu ripostezi la așa ceva ca să nu fii amendat. Iar cetățeanul onorabil, doi dintre ei, au plecat cu avertisment. Celălalt probabil a luat și el amendă. Cam asta, așa se petrec lucrurile aproape zilnic în zonă și mai sunt și alte zone în oraș unde se întâmplă așa, sub ochii vigilenți ai tuturor autorităților locale. Asta înseamnă lege, ordine și protecția activă a populației. Așa că nu avem de ce să ne plângem. Nu avem de ce să ne plângem nici pentru faptul că n-am fi protejat din punctul de vedere al sănătății. Ați auzit ce s-a întâmplat din nou la București după scandalul Foișor 1, fabricat după manuale. Fiecare parte a vrut să o umilească pe cealaltă. Deci a fost un scandal care are rădăcina din și n-are rost să insistăm asupra lui, dar insistăm asupra celuilalt scandal cu cei trei români, cetățeni, oameni, care au murit într-un container, vine unul și la piatra, acum pe sfârșit de săptămână, vine și un container din ăsta ATI și la piatra, pentru că oxigenul a crescut presiunea brusc și asta s-a întâmplat. Acei români se pot considera și ei protejați, pentru că imediat după ce au murit, am avut reacții ale autorităților. La câteva ore. Dar nu contează. Au existat. Și încerc, vă rog să încercați acum împreună cu mine, un exercițiu de imaginație. Ce ar fi fost dacă în momentul acesta PSD-ul era la conducere? Pentru că, fac o paranteză, PSD-ul și în acest caz s-a dovedit impotent din opoziție să facă ceva. Dar haideți să încercăm să facem exercițiul ăsta de imaginație. Ce ar fi fost? Scuzați-mă că am apăsat pe un buton greșit. Deci, ce ar fi fost dacă PSD-ul era la putere și se întâmpla un asemenea caz? Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat după Colectiv. Presa aceea care se știe de la început că este într-o anumită direcție, după Colectiv a sfâșiat tot guvernul. Pe bună dreptate. Pe bună dreptate. Ce face acum aceeași presă? Aproape nimic. Și să ne închipuim că era PSD-ul la putere, că era un ministru, nici nu știu cine, ziceți dumneavoastră, Bodrog sau nu știu cine, ministrul sănătății, și sănătății era în opoziție. Câțu era în opoziție. Domnul Orban era în opoziție. Fi sunat comunicatul de presă al USR Plus în acest caz. Criminalii care ne conduc, care au dovedit că, care au jefuit țara, care au făcut și pe dincolo, și pe dincolo, și pe dincolo, trebuie să plece de la guvernare. Ce ar fi spus PNL-ul? Este încă o dovadă că PSD-ul nu se pricepe să facă nimic, nu poate guverna. Este depășit de situație.
că oamenii mor din cauza PSD-ului. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. La ce asistăm acum? Am asistat, de exemplu, aseară, la o conferință de presă halucinantă. Halucinantă. A ieșit primul ministru al României, seara, la lumina reflectoarelor, și a spus, 3 oameni au murit, vom face o achetă, lucrurile nu pot rămâne așa. Și am mai, nu, o să vă citez exact dacă se poate, n-am pregătit acest lucru, dar haideți să vedem dacă găsim. Dacă găsim, că nu e prea frumos ca să nu cităm exact. Deci, domnul prim-ministru a spus ceva de genul, nu se deschide în momentul acesta rețeaua, că sunt autorități ale statului care fug de răspundere, nu vin în fața presei. La cine se referea oare domnul Câțu? Care erau acele autorități? El fiind prim-ministru, să ne fim bine înțeleși, se referea la domnul Voiculescu. Domnul Voiculescu, care n-a ieșit cu niciun comunicat. Știți când a ieșit domnul Voiculescu cu un comunicat? A ieșit domnul Voiculescu cu comunicat în timp ce domnul Câțu era în conferință de presă. Sub protecția contului de Facebook. Pentru că miniștrii noștri, mai ales o parte dintre ei tineri și neomarxiști, guvernează pe Facebook. Domnul Voiculescu și-a declinat toate atribuțiile spre secretar de stat. Deci el poate guverna pe Facebook. Pentru că, nu-i așa, guvernarea pe Facebook este mult mai ușor decât guvernarea reală. Adică au murit 3 români. Da. Foarte bine. Ghinion. Pisica 13. Se întâmplă. A, se întâmplă pe timpul nostru. Păi da, dar știți ce se întâmplă? Că e greaua moștenire. Furgonul ăla ATI este greaua moștenire. Avem un an și ceva de pandemie în care noi vorbim despre greaua moștenire. În acest timp, așa zisa opoziție, care se simte foarte bine în opoziție, este impotentă. Probabil că șefii opoziției au făcut cunoștință și terapie cu doctorul Ciomu. Dacă vă mai aduceți aminte de el, dacă nu, căutați pe Google și o să vedeți cine este domnul Ciolu. Ciomu. Astea sunt lucrurile care ar trebui lămurite. De ce ministrul sănătății, după toate gafele, după toate tâmpeniile, după toate lucrurile astea, nu are, ca să fie mare onoarea, să își umflă mușchii la vaccinări și nu și le umflă și în calitate de prim-ministru, să ia o măsură, măcar din punct de vedere politic să-i dea bine. A, pleacă pe USR Plus de la guvernare. Păi nu asta se dorește. Câți români mai trebuie să moară ca să se armonizeze guvernul? Domnul Voiculescu să se integreze în absolutul guvernului. Probabil că mulți. Drama este că nici nu avem ce pune în loc. Asta este marea
dramă. Sau nu avem ce pune în loc care să producă o schimbare benefică. Măcar în comunicare, măcar să ne comunicați frumos câți dintre noi murim. Să ne comunicați frumos că murim pentru că așa este situația. Este un destin. Dar haideți să vorbim și despre lucruri mai vesele în sănătate. După un articol din Mesagerul de Neamț, toată presa națională s-a inflamat. Televiziuni, presă, s-au inflamat și cei de la Târgu Neamț, toți. Adică, pe scurt, în centru de primiri urgențe de la Târgu Neamț, adică un fel de UPU de la Piatra Neamț mai mic, adaptat situației de acolo, lucrează 50-40 ceva de oameni, într-o dimineață, un membru al Consiliului de Administrație venit cu soțul bolnav constată că nu merg chestiile astea anumite calculatoare de acolo, în care se treceau date, chestii, nu știu ce. Altfel, activitatea mergea. Întreabă în calitate de membru al Consiliului de Administrație ce se întâmplă și un inginer de sistem, doamne, s-au blocat un calculator pentru că, vedeți, doamnă, s-au accesat niște lucruri acolo. Ce s-a accesat? Situația cu tratamente? Nu, niște filme. Niște filme. Asta în 2 aprilie. 5 aprilie sau 6 are loc o ședință a Consiliului de Administrație din spital, formată din director, director medical, din câte țin o minte, 2 consilieri locali, am unul independent, doamna Vrânceanu, și unul al PSD-ului. Mai sunt pe acolo cineva, nu mai țin minte cine, probabil director economic. Se discută problema la diverse. Pentru că nu e așa, sunt multe alte lucruri importante decât blocarea unui calculator care a dus la blocarea pe o anumită perioadă de timp a activității într-un CPU în perioada stării de alertă. Nimeni dintre acești oameni nu informează autoritatea publică locală care este în subordinea spitalului. Nimeni. Nimeni nu spune, domne, s-a întâmplat lucrul ăsta, luăm măsuri. De gardă în noaptea aceea era fostul director al spitalului, domnul Apostoae Florin, cunoscut opiniei publice pentru, cel puțin pentru faptul că a fost adus de domnul Ionel Arsene să fie pus director la spitalul din Piatra Neamț, a fost câteva zile și a trebuit să plece, a fost schimbat de ministrul sănătății de atunci, domnul Tătaru, pentru faptul că a apărut într-un ziar central o înregistrare audio și niște plângeri la adresa lui, cum că ar fi fost interesat să mărească corpul profesional al asistentelor din spital, după o examinare profundă a acestora, pentru că altfel nu poți să aduci decât oameni sănătoși și mental și fizic să lucreze în spital. Nimeni nu îl întreabă pe domnul Apostoae, ofițer, domnul Apostoae, ai fost de gardă în noaptea aia. Ce s-a întâmplat acolo? Că altfel lași loc la discuții și se amplifică rahatul, ca și cum ai pune drojdie în el. Aflăm că autoritatea publică locală face o comisie de anchetă, lucru care este foarte bun, dar care trebuia făcut și când a fost scandalul sexual acolo, și când s-a spus că au dispărut medicamente, ghilimele, droguri, considerate droguri, din același CPU. Trebuia o comisie de anchetă atunci când un cetățean din Agapia, funcționar în primărie, s-a dus cu un preinfarct acolo și a fost trimis acasă unde a murit. Lucru care, într-un fel, s-ar fi întâmplat și zilele trecute, undeva pe 6 aprilie, o doamnă s-a dus că avea probleme, simptome, febră, alte lucruri.
S-a spus să meargă acasă, ia un piramidon și a doua zi a fost testată pozitiv pentru COVID. Deci, comisia de anchetă ar trebui făcută și în direcția aceasta. Iar pentru neanunțarea autorității publice locale, toți cei din Consiliul de Administrație ar trebui să uite în oglindă să întrebe dacă au făcut bine sau nu. După cum, nu credem că ar fi fost bine ca lucrurile astea să fie acoperite în familie. Pentru că dacă acoperi foarte mult rahat, mai pui deasupra și un cojoc, se face ceea ce pe vremuri, pe timpul lui Ceașcă, se numea pufoaică. Un fel de rachiu puturos pe care dacă îl beai, ajungeai la urgențe. Și dacă ajungeai la urgențe și nu funcționa calculatorul, ce te făceai? Asta e. Ne oprim aici, oameni buni. Sper că nu v-am plictisit foarte tare. Vă dorim sănătate, multă sănătate. Aveți grijă pe unde mergeți, prin orașele și localitățile țării, pentru că sunteți pe cont propriu.